Bună ziua, dragi antreprenori din comunitatea BNI, parteneri și prieteni ai acestora și bună ziua tuturor celor care ne urmăresc acum în această întâlnire. Numele meu este Maria Duduman, sunt fondatoarea platformei Făbine, membru a comunității BNI de aproximativ un an și jumătate, o comunitate în care am găsit antreprenori de excepție și ONG-uri care fac tare mult bine. Și sunt recunoscătoare pentru că împreună cu BNI Business Voices România am construit programul de mentorat pentru ONG-uri, programul prin care 16 organizații din comunitatea BNI România primesc susținerea antreprenorilor profesioniști pentru a crește, pentru a se dezvolta, pentru a face mai mult bine. Îmi doresc cu această serie de întâlniri să aducem în fața voastră poveștile ONG-urilor, faptele lor de bine și în egală măsură să cunoașteți profesioniștii care dăruiesc expertiză, timp și de multe ori și bani pentru ca aceste cauze să-și îndeplinească misiunea. Și sperăm să ca următoarele minute să fie pentru voi și inspirație, să vă invităm alături de noi să continuăm să facem bine. Și de ce nu poate să identificați în viețile voastre oportunitățile de a vă implica și de a-i susține pe ceilalți. Vă mulțumesc tare mult, Bogdan și George, pentru că sunteți alături de mine astăzi. George Mosoia de la Asociația Dog Assist și Bogdan Ciobotă, mentorul lui în program. Bine ați venit! Mulțumim de invitație. Mulțumim, bine te-am găsit. Sunt tare recunoscătoare pentru că suntem împreună și în acest context. Mai împărtășesc doar că programul de mentorat pentru mine a însemnat o adevărată comoară, fiindcă am avut oportunitatea să vă întâlnesc pe fiecare dintre voi. Și acum, ca să nu intru eu în zona emoțională, fiindcă am șanse foarte mari când ajung aici, îl voi invita pe George Monsoia să împărtășească cu noi despre ce înseamnă Asociația Dog Assist. Și, George, aș vrea să te mai întreb cum ai pornit tu să faci asociația asta Dogasi? Asociația Dog Assist este o organizație care s-a înființat legal acum 10 ani. Noi am început să ne pregătim pentru asta acum 12 ani. Practic am vrut să aducem și în România terapia asistată de animale la nivel profesionist. Și atunci erau niște nuclee care spuneau că fac terapie, dar mai mult se foloseau de ideea de terapie asistată de animale, fie pentru a strânge fonduri pentru câini, fie pentru a atrage persoane către terapie, folosind animalele de acasă. Noi am zis că nu e ok să se întâmple lucrurile sub forma asta și ne-am făcut parteneriat cu universitățile, care fac umbrela activității noastre, tocmai ca să avem un soi de acreditare academică, pentru că la noi în țară nu există legislații pe partea asta. Și am făcut un nucleu de oameni, de specialiști, de la dresori, la psihologi, care ne întâlneam de 2-3 ori pe săptămână, 3, 4, 5 ore și povesteam despre cât de fain ar fi ca animalele să ajute recuperarea oamenilor. Așa că ușor, ușor am crescut, am început să ne pregătim, am avut 3 câini, astăzi avem 6 câini, 2 alpaca, 3 psihologi, un kinetoterapeut, ne pregătim să angajăm încă un kinetoterapeut, 4 conductori canini, ne pregătim să-l angajăm pe al cincilea, 63 de beneficiari la noi în centru și încă câteva sute la alte centre, cărora le oferim în momentul de față pro bono, tocmai ca să le aducem plus valoare și motivații beneficiarilor lor de a trece prin procesul terapeutic. Avem programe educative în grădinițe și școli. De exemplu, din 1 ianuarie până astăzi am vizitat mai mult de 4.000 de copii pe programe educative în grădinițe și școli. Avem multe programe. Lucrăm pe programe de cercetare cu 3 universități. Încercăm să aducem la nivel profesionist animalele în intervențiile psihologilor și a kinetoterapeuților.
George, să știi că eu știu că voi faceți multe și invitația mea este să nu te grăbești în a împărtăși din ceea ce faceți, fiindcă ăsta este motivul pentru care ne-am întâlnit, ca cei care ne privesc să înțeleagă cât de multe faceți voi, cât de mult bine se poate face într-un mod profesionist și de ce este important ca această terapie să se întâmple așa cum o faceți voi. Dragilor, dacă ar fi să povestim, v-aș povesti ore întregi. Am rămâne toată noaptea, timp de câteva săptămâni, probabil. Uite, eu sunt un pic curioasă de modul în care colaborezi tu cu universitățile. Explică-mi, te rog, cum adică funcționează terapia cu câini și cum implici universitățile în proiectele tale? Păi, e simplu. La început, am început să le aducem către noi sau să mergem noi către ele, cum spuneam, tocmai pentru că erau multe nuclee de oameni care ziceau că fac asta, dar o făceau cu câinii din bătătură sau nici măcar nu erau psihologi, ci pur și simplu aveau niște câini faini și ziceau, hai că eu fac terapie cu tine. Cam așa cum, în general, din păcate, se face acum terapie cu caii la noi în țară. Nu fac cu kinetoterapeut sau psihologi, ci pur și simplu au niște cai faini și zic că fac terapie. Terapia înseamnă altceva, înseamnă niște specialiști care au terminat o facultate, care fac un plan de intervenții, care au niște obiective pe care le ating. Noi am mers către universități tocmai ca să putem să avem pe cineva cu care să ne împărtășim ideile și să ne se taie macaroana acolo unde am greșit undeva. Să căutăm soluții mai bune și mai etice de a implica animalele în intervenții. Etice atât pentru animalele cât și pentru beneficiari. Și am început să facem asta mergând către UBB, Facultatea de Psihologie, cu care am colaborat foarte bine. De exemplu, anul trecut am ținut cursul de terapie asistată de animale la Psihoped la UBB, la masterul de MCA, unde am încercat să explicăm și să învățăm pe viitorii psihopedagogi cum să plieze pe intervenția lor animalele de terapie. Mai mult decât atât, la USMV, de exemplu, am avut multe întâlniri cu studenți de-ai lor unde le explicam cum este important să manipuleze și să lucreze cu câinii de terapie și povesteam despre partea de comportament pe care l-au câinii. Cu Universitatea de Medicină, Departamentul de Psihiatrie, am avut un proiect de cercetare și avem singurii câini din țară care au trecut de Comisia de Etică și au lucrat în spitale cu acte în regulă. Bine, avem multe proiecte în premieră națională. O parte dintre ele inspirate din alte proiecte care se fac în lume, o parte dintre ele pe care le-am gândit noi din nevoia comunității. Adică comunitatea a zis, arde lucrul ăsta și noi am încercat să dezvoltăm acele proiecte. Practic asta facem la Dog Assist. Avem niște animale special pregătite pentru interacțiunea cu oameni, deci nu câini de acasă, pe care îi pliem pe diverse tipuri de intervenții. Intervenții terapeutice alături de psihologi și kinetoterapeuți, intervenții educative, cum spuneam, în grădinițe, școli și universități, și activități asistate de animale, pe care le facem în comunitate. Din nou, spus destul de pe scurt. George, cât durează să pregătești un câine pentru a putea face toate lucrurile astea? Depinde foarte mult. La fel ca și la oameni. Depinde dacă de când începi, depinde de baza genetică pe care o are câinele. Noi spunem nature and nurture, adică genele pe care le are câinele, dar și experiența pe care a avut-o în viață. Poate dura, ce știu eu, de la o jumătate de an până la 2-3 ani pregătirea lui și apoi pregătirea lui continuă în fiecare zi. Noi mergem la școală și le spunem, uite, căței ăștia merg la școală în fiecare zi precum mergeți voi, dar merg și la serviciu în fiecare zi precum merg părinții voștri. Și ei merg acolo să îi ajute pe oameni să se recupereze.
Deci e greu de spus cât ar dura pregătirea pentru că ține de individ. Și nu trebuie să fie o rasă anume. Poate să fie la fel de bine metis, cum poate să fie Rottweiler, cum poate să fie Golden Retriever sau Flatcoat Retriever, că Bogdan are un Flatcoat minunat. Adică îmi spui că un Rottweiler poate fi un animal care să ofere vindecare sau? Absolut, absolut. Imaginea pe care o au oamenii despre unele rase de multe ori este greșită, nu de multe ori, de cele mai multe ori este greșită, ține de individ și de felul în care a fost el crescut. Să știi că mi-ai dat foarte mult de gândit, foarte mult de gândit cu ceea ce ai spus mai devreme, o să-mi iau asta ca temă. Mai am o întrebare la tine. Cât costă pregătirea unui câine? Și asta depinde foarte mult. Uite, noi avem un câine pe care l-am cumpărat cu ajutorul unei companii. N-aș vrea să zic că a fost un moft, mai curând un experiment. În Statele Unite sunt folosiți mulți câini Labradoodle sau Golden Doodle, care sunt un mix între labrador, de exemplu, și pudel, ca să aibă păr, nu blană, deci să fie hipoalergenic, să nu-i curgă blana. Și am achiziționat un astfel de câine cu ajutorul unei companii și doar prețul lui și aducerea lui în țară a costat 10.000 de euro. Dar majoritatea câinilor noștri, excepție acela, au fost câini care au fost salvați. Și atunci nu ai acel preț. Dar din nou și pe asta vin niște lucruri. Depinde de experiența cu care a venit acel câine. Dacă ar fi să fac o medie, aș spune că pregătirea unui câine ajunge undeva la 3, 4, 5 mii de euro pe an. Și pe care trebuie să investești constant, așa cum spuneai tu, mergi la care investești constant în mâncare, tratamente medicale, deparazitări, tuns, pensiune, dresaj, pentru că noi facem parte de pregătire la noi și parte de pregătire la colaboratori. George, tot fiindcă îmi doresc ca cei care ne urmăresc să aibă o imagine cât mai completă în legătură cu activitatea organizației tale, aș vrea să te întreb când ajung persoanele să aibă nevoie de ceea ce faci tu? Atunci când au nevoie de un terapeut. Sau, uite, acum cum vizităm școli și primim un feedback foarte bun de la învățătoare sau diriginte, eu le spun, să știți că noi nu facem vizitele astea doar pe programul școală altfel. În momentul în care aveți o provocare în clasă, cum ar fi bullying, agresivitate, haideți să ne vedem, pentru că noi avem psihologi special pregătiți care pot să povestească despre interacțiunile pe care le au câinii, despre agresivitate și fac o paralelă cu ceea ce se întâmplă în viața noastră. Asta pe programe educative din școli, dar dacă vorbim despre, ce știu eu, depresie, anxietate, despre autism sau alte tulburări, în momentul în care ajunge persoana respectivă la terapeut și se recomandă terapie, poate să apeleze la noi. Voi colaborați și cu copii și cu adulți? Beneficiarii voștri sunt din ambele categorii? Da, dar majoritatea beneficiarilor noștri sunt copiluți. Eu am făcut 21 de ani de voluntariat cu copii, educație cu copii și, ce să zic, prietenii cu care am început să gândesc organizația erau specializați pe copii, avem rezultate extraordinare pe copii. Mă trage foarte mult să ajut un copil. De asta noi avem 63 de beneficiari în organizație. Cam o treime dintre ei plătesc din banii lor terapia.
Pentru restul fugim în fiecare zi să căutăm bani, pentru că nu voi renunța niciodată la șansa de a recupera un copil, pentru că familia nu își permite să susțină terapia. Și atunci fac tot ce pot. Nu voi ține în terapie un copil că nu mai are bani atunci când închidem ușa și merem acasă. Mulțumesc, George, pentru dedicarea ta, în primul rând. Eu mulțumesc pentru ocazie și mulțumesc pentru tot ce a făcut BNI pentru noi. Eu sunt omul ăla care are o viziune și care trage în direcția în care îmi place mie să dezvolt organizația, dar în BNI am învățat că trebuie să văd lucrurile ca un business. Și super mulțumesc colegilor care și-au făcut timp să-mi explice, să mă educe și încă o fac. Să mă educe vis-a-vis de lucrurile astea, pentru că în BNI nu e vorba doar despre banii, bineînțeles sunt importanți banii cu care ne sprijină toți colegii noștri, dar să ai pe cineva care să-ți dea niște sfaturi și e cel mai mare ajutor. Mulțumesc! George, vreau să te mai întreb o chestiune. Care e visul tău cel mai mare? Eu, sincer să fiu, când am început organizația, visul meu cel mai mare era să pornesc. La un moment dat să deschidem un spital de recuperare care să folosească animalele de terapie. Cu ajutorul colegilor din BNI și a oamenilor pe care i-am cunoscut prin intermediul lor, anul trecut am fost aproape să facem asta. Și la un moment dat am simțit nevoia să zic stop, deși puteam să am spațiu, trebuia doar să semnez pentru el, dar este atât de greu să bugetezi lucrurile astea, încât am zis poate că nu e momentul acum, pentru că dacă aș începe acum să fac asta, probabil aș ajunge să fiu propriul meu pacient. Și atunci zic, trebuie să mai cresc puțin, avem un centru pe care îl creștem de 7 ani, acum vrem să ajungem la nivelul la care să reușim să ne cumpărăm locația asta ca să nu ne mai cocoșească chiria de Cluj. Și după ce vom stabiliza lucrurile, putem să mergem mai departe. Dar mi-ar plăcea foarte mult ca și la noi în țară să existe spitale care să folosească în recuperarea animalului. Pentru că se poate. Pentru că se poate. Așa să-ți iasă. Mai mulțumesc. Repede și mai ușor decât îți poți închipui și să ai alături toți partenerii care pot și își doresc să contribuie pentru asta. În contextul visului ăstuia al tău, ce ți-ai propus tu în programul de mentorat? Să ne achiziționăm locația în care avem acum centru. Îmi dau seama că este o țintă înaltă să strângem atât de mulți bani, dar în momentul în care am pornit organizația și le spuneam oamenilor că eu vreau să intru cu câinii în spital, îmi ziceau că sunt nebun. Tot așa strâmb puțin din sprânceană în momentul în care le spun că eu vreau să strâng 5-600 de mii de euro, dar nimic nu mă va opri. Nu reușesc să fac în anul ăsta, anul viitor sigur o fac. În 6 luni după ce am spus că intru în spitale, aveam semnat acordul și acordul Comisiei de Etică să intru cu câine în spital. Numai cu banii mai greu puțin decât cu oamenii, dar tot oamenii fac banii și tot oamenii pot direcționa banii. Așa că ușor, ușor ajungem și acolo. George, înțeleg că nu i-ai dat o misiune deloc ușoară lui Bogdan. Bogdan, cum suntem a fost o echipă. Pentru tine? Nu este doar misiunea lui, este misiunea noastră. Bogdan el m-a invitat în BNI. Noi amândoi suntem membri fondatori ai grupului Forte de acum 7 ani. Îi super mulțumesc, a fost unul dintre cei care și este unul dintre cei care îmi taie macarona atunci când ar trebui să mi se taie macarona, sau care îmi suflă în aripi când trebuie să dau puțin mai mult. Dar nu, nicio misiune nu e ușoară. Da. Și gândiți-vă la
la faptul că eu încerc să învăț pe oameni că rolul câinelui nu este în spatele curții pe lanț. Credeți-mă, nu e o misiune ușoară. Dar se poate. Categorii. Bogdan, cum a fost pentru tine să auzi care este visul lui George și ce te-a făcut să zici da, eu te ajut, eu sunt aici pentru tine și înțeleg că faci asta și na, înțeleg acum și din conversațiile pe care le-am avut că întotdeauna ai fost alături de el și practic ai fost acolo, ai văzut cum a crescut visul și numai că ai văzut, ai fost cel care l-a susținut să construiască tot ce a făcut până acum. Da, vreau să spun că soția mea a fost unul dintre primii handleri ai asociației Dog Assist, iar cățelușa, fosta noastră cățelușă, care între timp nu mai este, Tara, a fost primul câine atestat pentru terapie din România. Deci știm foarte bine de unde a plecat George. Îmi aduc aminte, poate prima sau a doua discuție pe care am avut-o cu el vis-a-vis de activitatea aceasta a asociației și am spus că cu o astfel de idee nu ai cum să nu reușești. Nu există, nu. Vei putea face cam tot ce îți propui să faci și vei putea ajunge mereu unde doresc să ajungi. Este motivul pentru care am sprijinit cu tot ce am putut activitatea asociației. Ar trebui să-și fixeze cele mai mari visuri, pentru că mie îmi plac foarte mult provocările și voi încerca să găsim căile pentru a ajunge acolo unde își dorește. Bogdan, datorită acestui răspuns, începem să înțelegem un pic cine este omul Bogdan. Te-aș întreba eu acum, cine este profesionistul Bogdan Ciobotă? Este un inginer constructor care administrează o societate cu profil de proiectare din Cluj-Napoca, ProArcad Group se numește. Oferim servicii de proiectare pentru construcții, construcții civile, industriale și agricole. În momentul de față lucrăm la o platformă care sperăm noi va contribui puțin la digitalizarea procesului birocratic care ne omoară zi de zi timpul, procesul de obținere a unei autorizații de construire și am încrederea că în următoarele 2-3 luni de zile vom lansa această platformă, acest serviciu de fapt. Și în același timp sunt director executiv BNI Bistrița Năsăud, împreună cu două dintre colegele mele BNI din Cluj. Vrem să ducem rețeta mai departe în Bihor, Bistrița Năsăud și Maramureș. Chiar considerăm că este foarte mare nevoie de astfel de instrumente, mai ales în județe sau în municipii ceva mai mici, unde nu prea sunt astfel de mijloace de a te perfecționa din punct de vedere profesional și de a-ți duce afacerea mai departe. Gândindu-mă la ce tocmai ai împărtășit, mă gândeam să te întreb cine ar fi, cine sunt persoanele care au nevoie de tine, Bogdan? De serviciile mele? Da. Persoane fizice, juridice, ce doresc să construiască. Este destul de simplu. Știu că noi ar trebui să fim foarte specifici în momentul în care discutăm despre contactele pe care ni le dorim, dar așa ca gamă de servicii, aceasta este complexă. Ne adresăm atât persoanelor fizice cât și juridice. Am lucrat inclusiv cu statul, cu primării și cu consilii județene. Am elaborat proiecte chiar și pentru accesarea fondurilor nerambursabile, începând toate acestea începând cu anul 2009. Wow! Și gândindu-mă acum la partea de construcție de rețea BNI, dragi antreprenori din județele Bistrița, și mai spunem tu care a mai fost Bistrița? Bihor, Bistrița, Năsăud și Maramureș. Super! Luați legătura cu Bogdan,
fiindcă experiența mea de doar un an și jumătate în această comunitate a fost extraordinar de valoroasă. Și veți regăsi acolo persoane ca Bogdan, ca George și ca mulți alți antreprenori pe care îi puteți urmări pe pagina BNI, cu care puteți crea parteneriate, de la care puteți învăța foarte mult și împreună cu care vă puteți susține pentru businessurile pe care le puteți dori să le desfășurați. Este mult, mult, mult mai fain să lucrezi împreună decât separat, deși nu, în întâlnirile BNI nu lucrăm unul pentru celălalt, dar într-un fel o facem. O facem în momentul în care ieșim în afara spațiului BNI și ne dăm seama că atunci când aflăm de orice oportunitate care s-ar potrivi unui coleg de-al nostru, o împărtășim cu colegul nostru și îl ajutăm să crească astfel afacerea, fiindcă asta este spiritul BNI, să fim acolo unul pentru celălalt. Și Bogdan este, este mai mult decât un antreprenor din BNI, așa cum a fondat grupul Forte în Cluj-Napoca, el a fost și este în continuare un susținător al tuturor antreprenorilor din comunitatea BNI. Eu am ajuns la Bogdan și împărtășesc asta cu voi, fiindcă a fost premiat la gala BNI din iunie ca fiind cel mai activ și eficient și mai mare susținător al antreprenorilor din comunitate și felicitări, Bogdan, și mulțumesc în același timp pentru modul în care tu alegi să-i susții și pe ceilalți și nu doar să te concentrezi pe business-ul tău, așa cum se poate întâmpla foarte bine. Deci îți mulțumesc încă o dată pentru ceea ce... Scuze, vin cu o completare. Pentru ultimii 3 ani, dacă nu mă înșel, el este giverul anului BNI. Da, deci iată ce onoare pentru mine să fiu împreună cu voi astăzi. Învăț de la voi de fiecare dată. Bogdan, cum a fost pentru tine, având în vedere expertiza pe care o ai, să-l susții pe George în echipa asta? Adică îl susții cu bani, cu bani în sensul că îl ajuți să se promoveze astfel încât să obțină resursele de care are nevoie. Mă interesează perspectiva asta strict, sunt un profesionist care pot dărui din ceea ce sunt unui ONG și dacă un expert în arhitectură, în construcții, o poate face. Da, am reușit să îl sprijin pe George pe mai multe planuri. De sponsorizat, îi sponsorizăm activitatea prin mijloacele legale de ani de zile deja, dar dincolo de niște sume de bani care nu sunt extraordinare, ori de câte ori a avut nevoie, am discutat cu el destul de aplicat, uite, acestea sunt finanțele asociației, asta ar trebui să faci, asta ar trebui să încasezi, atâta îți permit să cheltuiești pe aia, pe aia și pe cealaltă, astfel încât să poți funcționa. Au fost niște discuții iarăși provocatoare pentru că, pe de o parte, a trebuit să înțeleg destul de bine cam care sunt cheltuielile, care sunt provocările lor de zi cu zi, pentru a putea să îi ajut cu ceva. Vis-a-vis de locații, în momentul în care George a schimbat locația, am fost disponibil tot timpul, poftim. Ai fost prima persoană care a venit să vizitezi. Nu vreau să spun că am vrut să discut cu el despre locație, dacă se potrivește, dacă este în regulă, dacă se pot amenaja spațiile de care are nevoie asociația. Dincolo de spații, cum poate amenaja la ultima locație, cea actuală, cum se poate amenaja imensa curte ce o are la dispoziție și vreau să îi îndemn pe toți colegii noștri BNI, când vizitați Cluj, să îl vizitați și pe George, să vizitați Asociația Dogasi, să vedeți ce curte minunate are acum în spate. Cum am spus, a fost un ajutor pe mai multe planuri, dar nu ai cum să nu susții o asemenea activitate când știi efectiv ceea ce face și vezi copii care beneficiază de un fel de tratament pe care nimeni nu-l asigură în țara asta, din păcate.
Și este unul dintre motivele pentru care cu toții ar trebui să sprijinim organizațiile non-guvernamentale, mai ales când activitatea acestora nu este asigurată de stat. Și când activitatea acestora are un impact semnificativ în cadrul unei comunități, cum este cea asociației Dog Assist. Mulțumesc. Bogdan, tu dorești mult în programul de mentorat și ai fost alături de George. Ce îți dorești tu să primești la sfârșit? Ce ar însemna pentru tine să fii mulțumit, să ai sufletul plin? Excelentă întrebare. Și m-am gândit la următorul lucru. Chiar aș vrea să știu că pe parcursul acestui program și după am reușit să, nu știu, suport terapia pentru 2 sau 3 copii prin tot ceea ce am făcut eu. Și mai departe, mi-aș dori să fac lucrul acesta constant și să știu că pentru copilașii X, Y, Z, care nu au posibilitatea de a-și achita săptămână de săptămână orele, ședințele, eu fac lucrul acesta. Și chiar o să-i propun lui George să se gândească la astfel de parteneriate cu antreprenori, prin care un antreprenor sau o persoană, nu trebuie să fie neapărat o societate în spate, să sponsorizeze cu subiect și predicat, cu nume și prenume, pardon, un anumit pacient. Sau, ce am mai putut face eu pentru George în ultima perioadă și voi face în continuare, să sponsorizez unul dintre câinii săi de terapie, care mi-e foarte drag și nouă, cu tratamente necesare lună de lună. Îl luăm frumos de la asociație, îl ducem la cabinetul veterinar, îl toaletăm, îl tratăm, îl aducem înapoi lună bec, astfel încât poate să continue ședințele fără nicio problemă. Mulțumim! Și Oblio vă mulțumește! Cu drag, cu mare drag! Mare drag și lucrul acesta, iarăși, ai putea să-l faci și cu ceilalți câini, să găsești câte o persoană care să adopte cu ghilimelele de rigoare cățelușul și pentru patrupedul respectiv să asigure lunar cele necesare. Chiar mi se pare o idee super bună pe care ai putea să o pui în practică. Dragi privitori, dacă cumva nu primiți o ofertă sau o invitație de ajutor de la George în legătură cu susținerea terapiei unui copil sau unui câine, puteți să-i bateți la ușa asociației Dog Assist, fiindcă cu siguranță o să vă răspundă imediat. Deci dacă nu o face el prima, puteți să-l contactați cu încredere și puteți să faceți astfel foarte, foarte mult bine. Vă mulțumesc tare mult pentru tot ce ați împărtășit astăzi. Ne apropiem de încheiere și aș vrea să vă întreb cu ce gând ați vrea să transmiteți celor care ne urmăresc acum. Bogdan? Da, spune George. Nu, te lăsam pe tine să zici. Haideți să punem mână de la mână cu toții să facem lumea asta. Aceasta în care trăim mai bună pentru toți și subliniez pentru toți. Mulțumesc! Eu sunt convins că în jurul fiecăruia dintre voi întâlniți o grămadă de cauze care vă mișcă. Nu lăsați să vă miște doar în momentul ăla, ci faceți ceva, pentru că fiecare dintre organizațiile astea se nasc din nevoia comunității și ei încearcă să rezolve o problemă. Dar comunitatea trebuie să-i sprijine. Ei vin cu munca, vin cu know-how, nu pot veni și cu banii, cel puțin nu de fiecare dată. Doar comunitatea poate să-i ajute să rezolve problemele comunității. Un mare împreună, din nou. Și un mare noi toți, din nou. Pentru a face bine și pentru a fi mai bine pentru fiecare dintre noi. Și tot de la ideea asta vreau să plec în a mulțumi tuturor celorlalți mentori implicați în programul de mentorat. Sunt 24 de antreprenori care au ales să dăruiască astfel tuturor celorlalte 15 organizații
care au avut încredere să participe și să creăm împreună acest program. Și mulțumesc tare mult și tuturor celor care au ales să susțină financiar acest program, fiindcă avem nevoie de resurse, de expertiză profesională, avem nevoie de timp și avem nevoie și de bani și este foarte valoros ajutorul de lor. O să vedeți la sfârșitul acestui material și numele lor. Mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce faceți. Vă doresc mult, mult succes să împliniți toate și George, de-abia aștept să vină în acest spital al tău. De-abia aștept. Și Bogdan, îți doresc să ai multă putere de a continua să faci bine așa cum ai făcut și până acum și mult mai mult decât atât. Și să ne mulțumesc. Revedem cu bine. Și noi îți mulțumim foarte mult, Maria, în primul rând, ne pui așa la aceeași masă pe toți, atât organizațiile non-guvernamentale, cât și antreprenorii care pot să sprijine aceste organizații. Este atât de prețios ceea ce faci, îmi cer scuze că, uite, mă și emoționez, încât greu poate fi spus sau descris în cuvinte. Este un efort remarcabil și când am auzit de acest lucru, nu aveam cum să rămân pe din afară. Așa că îți mulțumim și ție foarte mult. Cu drag, mulțumesc. Zi frumoasă să avem. La fel. Curând. La fel. Pa, pa.